Unele toalete ecologice sunt adevărate focare de infecție, iar cei care trec pe lângă ele sunt predispuși chiar la toxinfecții alimentare, hepatite epidemice și alte probleme care ar umple spitalele. Se simte un miros cam ciudat, ce părere aveți? Asta este. Există posibilități? Ar fi. Nu știu, zic și eu. Normal, pe toată lumea trebuie așa, mai ales pe căldură. Miroase foarte urât. Exact. Ce soluții credeți că s-ar impune în această situație? Nu știu, ceva mai ecologic, ceva să nu scape mirosul din ele. Sunteți deranjate de toaletele ecologice în oraș, mai ales în punctele cheie a orașului, miroase foarte urât? Da, da, cu siguranță. Chiar am constatat, de exemplu, am fost în Paris și erau toalete ecologice super, așa, diferite total de ale noastre. Și am înțeles că vor fi și la noi. La noi cam scapă mirosul, să zicem așa. Da, da. Ce soluții credeți că s-ar impune în această situație? Nu știu, eu aș opta pentru scoaterea lor. Sau, deci v-am zis, sunt cu siguranță în alte state, în alte capitale, toalete ecologice. În adevăratul sens al cuvântului. Da, 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 deci care se spală automat, chiar dacă am plătit, să fie ok. Nu prea circul așa prin oraș ca să... Nu s-a întâmplat niciodată, nu vă deranjează mirosul? Da, dar ce sunt eu de vină? Nu-i nimeni de vină. Ce soluție ar fi pentru a rezolva problema asta? Să se ocupe mai mult primăria de... Firma care a adus în Galați toaletele ecologice este din Constanța și se ocupă și de întreținerea și vidanjarea lor, acțiuni care se pare că nu au mai avut loc de ceva timp. Primăria plătește pe acest contract peste 300.000 de lei, bani în care este inclusă și închirierea toaletelor.